Valeriu Iftime a vorbit deschis despre o eventuală plecare a fundașului Schimb Zdaua de la FC Botoșani la FCSB. Finanțatorul celor din nordul Moldovei a infirmat orice zvon că ar dori să renunțe la jucătorul său. Nu acum, nu pleacă, am nevoie de Daua, este greu să mai găsești un fundaș central care să țină echipa noastră. Nu vreau să intru în play-off ca să mă trântească toți, eu țin mult mai mult la fotbalul ăsta, la jocul fair play. Dacă aș putea să fiu în play-off, mă gândesc la locul 3, care poate să fie a aproape de o cupă europeană, a precizat Valeriu Iftime pentru ProX. Internaționalul camerunez Yoskim Dawa, cotat la 550.000 de euro, este omul care dă siguranță defensivei lui Marius Croitoru. Cu un plasament excelent și cu apariție în ofensivă, internaționalul cu 8 selecții în reprezentativa leilor neîmblânziți are o statură impresionantă de 1,94 metri și este unul dintre preferații lui Valeriu Iftime. 19 meciuri a jucat Yoskim Dawa în acest sezon pentru Fece Botoșani. Acesta face cuplu cu Alin Șeroni în centrul liniei de apărare a trupei lui Marius Croitoru. Daua este născut în Colombes, Franța și a mai jucat la echipa de tineret a celor de la AS Monaco.